Ce putem face pentru România în 2019? O întrebare la care încercăm un răspuns. Și de asemenea mai facem o sugestie. Cum ar fi să aducem în peisajul acestei națiuni, acestei țări, 100 de sate ecologice? Ce înseamnă povestea asta? Vă evocăm în această ultimă parte a întâlnirii împreună cu Avram Fițiu. Avram, hai să continuăm povestea de unde am lăsat-o, și anume de la marele potențial pe care România îl are din perspectivă culturală, ca peisaj cultural, ca resursă de înaltă calitate pentru un produs finit adevărat. Nu o facem deocamdată, ne uităm la alții cum exploatează, cum să spun eu, numai o brumă de posibilitate și fac din ea brand de țară, sau cu siguranță consolidează o imagine bună pe care au reușit să-și o creeze și austrieci, bunoară că de ei vorbeam, și în materie de ecologie. Știm că e țara cu cea mai mare suprafață în ecologic din Uniunea Europeană. Hai să vedem cum ar arăta povestea asta, o Românie cu sate ecologice. Pare ciudat, din câte mi-amintesc, avem undeva prin județul Bistrița-Năsăud, nu? Câteva comune care sunt integral, să spunem, în ecologic. Ce ar însemna asta în economia unei agricolă sau culturală a unei țări? Aș începe de la o legislație europeană care obligă toate țările din Uniunea Europeană, inclusiv România, ca în 2020 să atingă un obiectiv de 20% din toată hrana pe care o consumă acea țară în sistemul public, în cantine școlare, în cantinele primăriilor, în cantinele sistemului public, spitale și altele, să fie hrană ecologică. România este la 0,0 nu știu cât la sută. Deci nici măcar nu avem o strategie națională ca să implementăm un program european, se cheamă de acțiune pe agricultură ecologică. Deci tu ai o strategie europeană care se cheamă Program European de Acțiune pe Agricultură Ecologică, n-ai fost capabil să-ți construiești propriul program național de acțiune pe agricultură ecologică la nivel național, prin care să-ți propui obiective și mijloace financiare de pus în mișcare ca să atingi obiectivul. Concluzie. Toată Europa este în competiție ca până în 2020 să atingă obiectivul de 20% hrană ecologică, în special la copii în școli. În special. Nu numai în cantine, în școli. De la fructe până la orice altă mâncare în școală. Pentru asta suntem într-un proiect european, se cheamă SME Organic, împreună cu vreo 8-9 țări din Europa. Și acum 2 ani de zile, în septembrie în 2017, am fost într-o vizită la Bordeaux ca să vedem cum își îndeplinește Franța acest obiectiv. Acolo erau finlandezi, toate națiile, multe nații din Europa prezente, la nivel de reprezentanți naționali, fie federații de agricultori, fie universități, fie alte structuri. Și am vizitat, bineînțeles, ce are Franța la acest nivel. Ei, în 2020, vor să ajungă la 23%. Adică nu se mulțumesc cu 20, vor să ajungă la 23%. România e la 0. Dar nici măcar nu-și propune. Finlanda e la 22, Germania la 24 deja, până astăzi. Deci vor ajunge la 25% multe țări din Europa, care vor depăși obiectivul de 20%. Ce au făcut ei? Ca să iau acum exemplu francez. Și-au ales două zone, două domenii tematice care pentru ei reprezintă, să zicem, vitrina lor. Au ales vinul și brânza. Noi ne-au arătat la Bordeaux satele viticole ecologice din jurul Bordeauxului, unde primarii se bat între ei, care mai de care, să-și pună o tablă la intrarea în oraș. Da, mă, cum sună, cum arată? Adică, dar atenție, nu și știu că tot ce voi păpa pe aici sau voi inspira, dar atenție, atenție, e greu să te duci la un proiect gen 100% ecologic, nu. Și-au pus table la intrare orice sat care are peste 20% producție ecologică. Deci nu 50%, nu 100%. Și este o mare bătălie. Și cuvânt, este vezi, principalul imagine, element de atractivitate pentru un turist care intră într-un sat este să vadă că acolo e 20% și o tablă foarte frumoasă, unde pe fie pe acea tablă de intrare de 2 metri pe 2 metri îți arată și ce poți să consumi ecologic din acel sat.
și am văzut câteva sate la Bordeaux. Dar Bordeaux-ul cu cele 1000 de castele de vie, castele viticole, da? Castele care fiecare podgorie are un castel întâmplător pe lângă podgoria respectivă. Ei, ca să poată să-și facă un turism de nișă, turism de lux, enoturism mi se spune, dar de nișă, acolo unde prețul hectarului de vie care nu se vinde este de minim 1 milion de euro, ei le trebuia un alt element în plus ca să atragă. Și atunci au venit frumos și au introdus ecologia în aceste castele, nu în toate, în unele dintre ele, în special cei mai valoroși. De exemplu, Fitz Rothschild, unchiul Fitz, ca să-i spunem așa, așa în ghilimele. Rothschild, nu știu, dar așa s-a întâmplat să fie, să se cheme așa. Ei au introdus, au reintrodus calul în castelul lor, la ei, în podgoria lor din castel, ca să poată atrage turist, că fac un turist de nișă, de înalt nivel. Și Chateau Margaux, marile castele de la Bordeaux. Dar Franța viticolă, în domeniul ecologic, nu înseamnă Bordeaux, ci înseamnă Burgundia, Burgoniu, unde este o bătălie uriașă pe două ferme ecologice. S-a câștigat recent bătălia între doi mari jucători, cei mai mari industriași ai luxului din lume, și vorbim de Pinot și Arnault. Arnault a cumpărat 11 hectare, Bernard Arnault conduce un imperiu de 123 de miliarde de euro. Deține Dior, deține marile case de lux din Europa, Hermes, Hennessy, Moët, tot ce vrei. Bun. Deci Arnault a plătit 258 de milioane de euro pentru o fermă ecologică de 11 hectare. Ai fugit de aici. Pinot, în același sat, că nu se duc în alt sat, în același sat Pinot, Pinot, care deține alte case de modă și alte imperii din zona de lux, Arnault deține Vuitton, de exemplu, și alte mărci, Pinot a cumpărat undeva la cât a fost, 111 milioane de euro, 4 hectare de podgorie ecologică. Ce-o fi având un hectar de vie, să dai pe el 4, 10 milioane de euro, 15 milioane de euro, ei, pe un hectar, pe un hectar de vie, în Burgonie, adevărat, vorbim de Romane Conti, de ferme ecologice care produc celebrul vin cel mai scump din lume, Romane Conti. Bun. Sau Chambertin, sau alte, alte sori celebre de vin. Ăsta este primul domeniu în care Franța a investit în a transforma aceste sate, sate ecologice, în vie. Al doilea domeniu în care Franța a investit, evident, este în zona de brânză, unde e foarte puternică, pentru că are peste 350 de feluri de brânză, adică poți mânca câte una pe zi, nu e nicio problemă, undeva către 400 de feluri de brânză, și unde, bineînțeles, brânză în zona montană, că nu avem ce vorbi de brânză în zona colinară sau în zona de câmpie. Și atunci, practic, au ales Bordeaux câmpie, la vie, la vin celebru, ecologic, au ales Burgundia, zonă colinară, sat ecologic, și-au ales apoi muntele pentru brânză, da, unde, în special în Jura și în alte zone ale Franței, și-au luat cele mai celebre brânzeturi ale lor și în satele respective au dus tabla la intrare ca să pună 20% producție ecologică în acel sat. Chestiunea asta are legătură cu turismul, pentru că și-au dat seama francezii, care sunt cei mai buni în brânză la nivel mondial, în ghilimele, erau cei mai buni în brânză, până au venit americanii, dinule. Păi ca și la vinuri. S-au dus americanii la vinuri și la brânză în Franța, au copiat modelul, au copiat modelul francez la vin, au copiat modelul francez la brânză, scot americanii o brânză tradițională, uneori mai bună, metodă tradițională, prin metodă identică copiată acolo, au făcut turism în Franța, mii de agricultori americani care să le fure la francezi în Franța toate ideile, așa cum fură chinezii acum, în ghilimele, copiază la Indigo și reconstruiesc castele de pe Valea Loarei sau de la Bordeaux, le reconstruiesc în China. Așa au făcut americanii pe brânză și pe vin, încât brânză franțuzească Roquefort s-ar putea să mănânci la fel de bună în America ca s-o în Franța. Da. S-o mai bună. Deci, pe brânză, aceeași chestie au făcut-o francezii, au dus în ecologic foarte multe sate din... Păi se mai vorbește de român, că-s hoți, că fură, că nu știu ce.
Păi dacă am furat și noi ca americani. Ca și chinezi. Să furie ca americani, ca chinezii. Și chinezii. Doctorii, copy-paste? Ai dar acum copiază ca stele. Așa cum, uite, iartă-mă o clipă, apropo de folosirea tehnologiei, atâta că nu poți să denumești întocmai, cum ai coniacul, cum ai armaniacul, cum ai șampania. Dom'le, poți să bei niște spumante făcute pe metoda șampan, absolut șampenos, da. Uluitoare, adică mult mai bune decât multe șampanii franțuzești. Dar ideea e să faci. Pentru asta ai nevoie de doctor in branding. Deci asta este exemplu francez pe ecologic, pentru că ei au dus povestea mai departe. Ca să poată câștiga bătălia cu satele ecologice, au adăugat componenta cea mai importantă pe lângă tabla de la intrare. Se numește ferma pedagogică. Adică milioane de copii merg în ferme, după care li se introduce mâncare ecologică în cantina școlară, în cantina de la primărie, în cantina de la prefectură, în cantina de la armată, de la spital. Adică tot ce înseamnă cantină publică. Așa se reușește în orice țară din Europa de a se atinge acest obiectiv de 20% hrană ecologică, în primul rând în sistemul public. Pentru că se pleacă de la premisa următoare. Statul, care are forța financiară și politică, nu-i normal să se hrănească prost. Este bine ca statul, și când spun statul, mă refer la ultimul elev, trebuie să mănânce sănătos. Nu poți avea o nație performantă economic dacă se hrănește prost. Sigur. Iar ei asta fac acum. Își hrănesc în primul rând copiii și sănătos. Cultivi, de fapt. Dacă tu îl hrănești pe copil de mic cu o hrană de calitate, vei cultiva adultul de mâine să consume calitatea. Absolut. Asta înseamnă că raportul între hrana proastă obținută și hrana de calitate se va schimba și el pe măsură ce aici am reușit și noi o performanță să introducem în legea muntelui noțiunea de fermă pedagogică și acum ne zbatem să ajutăm Ministerul Agriculturii să scoată câteva acte normative subsecvente pe zona montană, prin care să putem implementa, măcar în zona montană, pe legea muntelui, o rețea națională de ferme pedagogice în zona de munte, prin care să ne propunem ca aceste ferme pedagogice să aibă o ștampilă de calitate, fie pe ecologic, fie pe montan, fie pe local, fie pe tradițional sau etic. Și de aici să putem introduce, măcar în zona de munte, în cantinele publice, o mâncare certificată de calitate, ca să putem avea o generație de tineri mai sănătoasă în anii care vin și poate avea și sub forma asta, poate peste 10 ani de zile, și conducători mai înțelepți, pentru că n-ai cum să ai conducători înțelepți dacă mănâncă prost. Dacă mănâncă mâncare chimizată. Gândește chimic, nu? Toate sunt legate fără de această chestiune. Fără îndoială că da. Bun. Avram, totuși, cum reușim să facem acest demers încât în România, în 2019, sigur, nu aspirăm noi la 100 de sate, am pus-o ca target. În zona de munte e simplă povestea. Ne-am propus mult să facem măcar pe jumătate. Care ar trebui să fie procedura? Cum ar trebui să începem? De unde ar trebui să luăm lucrurile? Păi, de exemplu, pe zona montană, că pentru că vorbim de agricultura ecologică, vorbim în special de zona montană a României, nu de zona de câmpie sau de zona de deal. În zona montană, de când a apărut certificarea montană pe produs montan, suntem undeva la 70-80 de produse certificate montan în ultimul an de zile. Deci ne mișcăm mai repede pe certificare de produs montan decât pe certificare de produs tradițional. Iar certificarea ecologică merge la fel de bine în zona montană și se întâmplă pe teren, multă lume trece în ecologic, nu mânați de subvenție, ci mânați de ideea de a vinde un produs mai scump. Deci pe zona de munte, din 750 de UAT-uri pe care le are România în zona de munte, dacă pui 3 sate la fiecare UAT, ai 2000 de sate dinule. Din 2000 de sate montane, n-om găsi 100 care să priceapă că dacă vor să supraviețuiască, nu au cum să o facă decât prin construcția propriei identități montane a satului sau a comunei respective, că este vorba de brânză, că este vorba de carne, că e vorba de fructe de pădure sau miere sau alte produse specifice zonei montane, poate vom reuși să găsim. Eu am încercat să convin cât mai mulți directori de galuri din România, din zona montană, am avut multă muncă pe zona respectivă, ca să poată să împingă finanțările către o astfel de abordare identitară din punct de vedere agroalimentar. Pentru că competiția internațională în care este România astăzi și în care va intra pe zona de agricultură va fi așa de dură pe zona cantitativă încât trenul a plecat de mult din stație și nu-l mai prindem în veci. Mai avem o șansă
unde să ne putem bate de la egal la egal cu orice țară din Europa este ceea ce spuneai tu mai înainte, pe zona identitară, pe zona de produs de calitate. Dacă vom vinde la pachet, nu produsul, pentru că în bătălia competiției internaționale se mută de la produs care intră în competiție la ideea de serviciu. Deci țăranul nu mai vinde produse, ci vinde servicii care înglobează produse. Adică în momentul când îi vând un serviciu turistic, agroturistic și îl țin pe turist la mine 3 zile, evident că o să-i umplu portbagajul când pleacă acasă, dacă vine cu mașina. Deci ca atare îmi vând produsul, dar prin intermediul unui serviciu. Că se cheamă serviciu apiterapie, cum spuneam în alte emisiuni, că se cheamă serviciu agroturismul tipic, că se cheamă agropedagogie, baza la nivel de competiție mondială în această competiție pe calitate vorbesc, se mută de la produs la serviciu. Și atunci, prin această translație pe orizontală între produs și serviciu, tu, agricultor, ai o șansă ca în oferta ta de servicii și produse să incluzi mai multe elemente decât includeai până ieri când vindeai doar brânză. Dacă poți vinde mâine o plimbare de 2 ore printr-un peisaj cultural prin grădina ta, iar acele 2 ore să fie mai bine plătite decât brânza ta, vei vinde 2 elemente în loc de 1. Dacă vei ști să le vorbești acestor turiști despre importanța acestui peisaj cultural. Dacă vei vinde și un serviciu de agrobiodiversitate, arătând la ce boli le poate folosi fiecare plantă de pe pășunea ta, consumându-ți ție brânza respectivă, le mai vinzi un serviciu. Deci în lumea calității, bătălia se va duce și se îndreaptă către o bătălie pe servicii și nu pe produse. Deci se extinde plaja de ofertă pe care agricultorul din România, în special în zona de munte, ar putea să o aibă, dacă ar avea el și inteligența, fără guvern evident, pentru că nu mai bine să aștepți de la un guvern. Evident că nu. Că nu poate, dacă tu nu ești în stare să... Dacă tu n-ai demonstrat ție, copiilor tăi, că poți să-ți faci ce trebuie, ce aștepți tu de la guvern, exact, care este reflexia în oglindă a neputinței tale comune sau a putinței tale. Da. Absolut. Deci vrem o țară coezivă, hai să demonstrăm de jos în sus că putem să schimbăm fața unui sat, noi țăranii, și nu să așteptăm ca primarul sau ca prefectul, deputatul sau parlamentul să schimbe ceva în România. Doar cu exemple de jos în sus putem schimba România în bine, punând în valoare, așa cum o faci tu la fiecare emisiune, când ai invitați oameni care au reușit, în pofida tuturor greutăților, să scoată capul la liman, în timp ce alții sunt îngropați în pământ, financiar, sau se lasă îngropați. Unii au forța interioară de a-și depăși propriile limite intelectuale și apoi materiale, încât să reușească, din punct de vedere agricol, cu o afacere artizanală. Dar aici este ecuația finală, de fapt. Nu vom reuși să intrăm în competiție internațională decât pe manufactură, decât pe ceea ce putem face cu mâna noastră, fără utilaje industriale sofisticate, doar cu minim de echipamente strict necesare ca să putem să punem pe piață cantități de 3, 5, 10 tone anual de produs procesat. Apropo de determinarea, hotărârea de a face ceva, e foarte important în plan personal și în cazul unei reușite. De când m-am apucat să produc ciocolata, înainte să fac lucrul ăsta, acum o vară, acum un an de zile și jumătate, mă rog, l-am întâlnit pe un maître francez care era venit la Simona Mărician, la Cerdacul cu lavandă, unde a făcut o demonstrație culinară pe bază de lavandă. A făcut deserturi, tot felul de... El e expert în patiserie, în desert. Și după ce ne-am apucat să facem ciocolata asta, a ajuns și el în contact cu ea, pentru că el vine în România de 4-5 ori pe an, face niște conferințe demonstrative pe tema aceasta, e foarte solicitat, și a ajuns și ciocolata la el. Deci, ca să îți dea feedback un metru, pe care l-am întâlnit o singură dată, deci nu suntem prieteni, pur și simplu a ajuns în fața lui, să-ți dea feedback, să spună că e un produs de top,
ceea ce ai reușit să faci după o experiență, spun, de 3 luni, nu mai mult. Doar că respecti calitatea, respecti rețetele, pentru că rețetele nu sunt invenție proprie, cel puțin bazele lor, ci sunt școală belgiană, experți belgieni care au venit să ne trăinuiască, să ne învețe să facem un produs de calitate și care, iată, a ajuns în mâna unuia foarte cultivat din punct de vedere al cerului palatin și al gustului, să spună, ești de top. Adică e un produs cu care poți să defilezi oriunde în Europa. În 3 luni. Înțelegi? Adică putem face lucruri. Totul ține de determinarea, de hotărârea cu care spui, bă, dacă cineva face lucrul ăsta, ok, de ce eu nu pot să fac lucrul ăsta? Bun, ok, te vei chinui, ai insomnie, ai nervi, ai agitație, ai o perioadă de stres. Dar dacă îți pui în cap să faci lucrul ăla, nu există, nu poți să faci lucrul ăla. Bun, dar vorbești de o afacere artizanală în care tu te implici personal, în care eventual ai nevoie de un angajat doi ca să te ajute în muncile așa respective, este, da. Dar tu, țăran, ești autor... Cu mâna ta. Cu mâna ta faci acele lucruri cu ajutorul unor mici echipamente. Da, aici suntem competitivi la nivel european, aici putem avea o șansă de a ne construi propria identitate din punct de vedere agroalimentar pe afaceri în care individul pune mâna, indiferent că provine de la oraș, că tot țăran este din a doua sau a treia generație, că vine de la țară, vorbim de afaceri artizanale, dar pe ceea ce am făcut noi în 2018, unde am făcut peste 100 de emisiuni pe procesare, adică să înțeleagă românul că n-are nicio șansă să mai meargă înainte și să iasă la liman financiar dacă merge și face și vinde materie brută, ci să treacă să vândă materie procesată și nu orice materie procesată, ci artizanală și una de calitate pe cele 5 componente de care vorbeam mai înainte. Noi primim laptele pe care îl folosim în casă de la o familie de țărani care mi-l aduc de 2 ori pe săptămână. Și le-am sugerat și lor, am zis, domnule, odată, folosiți sticle de sticlă, dacă se poate, cât se poate de noi, sau la un moment dat, cu eticheta fiecărui, ai venit cu laptele, ți-am dat sticla înapoi, mi-a dus laptele în aceeași sticlă, și zis, domnule, apucați-vă să faceți brânză, pentru că, bun, mi-ați câștigat încrederea. De un an de zile sau mai bine, îmi aduceți lapte în fiecare... Lapte de fân. Lapte de fân, da. În fiecare săptămână. Da, dați-mi și brânza, că le-am arătat, zic, uite, în frigider la mine am și telemea, am și brânză maturată, dar le iau din market, le iau din altă parte. Adun, frate, dacă ai o plajă deja de 50 de clienți pe care îi deservești săptămânal, adun săptămânal și telemeaua măcar. O brânză proaspătă deocamdată. Încă n-au făcut lucrul ăsta. Încă n-au făcut lucru. Deci avem așa o rezistență pe știm și noi. Și mare lucru, frate, că... Eu am dat o comandă pentru zer. Trebuie să-mi ajungă zerul. Vreau să trec pe o cură de zer. O să-ți crească masă musculară, vreme, numai proteină. Nu știu ce să-mi crească, dar... mi-am propus să mai fac un pas înainte, mai introducând în alimentație o altă componentă pe care până acum n-am avut-o. Și pe zer, uite, copiii tăi de la facultatea de agronomie... Fac un produs din zer. Fac un produs, au făcut un produs la un moment dat din zer, un suc pe care l-am băut. După aceea mi-au spus ce e, care mi s-a părut absolut grațios, deosebit de bun. Și pe urmă mi-au spus, baza acestui suc e zerul și mai puneau ei, nu știu, fructe, habar n-au ce mai puneau acolo, dar... impecabil. Nu, uite că, apropo, poate să-mi aducă cetățeanul ăsta laptele, poate să-mi aducă brânza și poate să-mi aducă din zerul obținut de la închegare, să-mi aducă și un suc de fructe pe bază de proteină pe care o găsești în zer. Se poate. Bun, asta e direcția, e clar că asta este direcția. Noi am văzut în ultimii ani de zile, de vreo 5 ani de când facem noi emisiuni, că la început lumea ne privea foarte reticenți la ce spuneam când am început să-i orientăm către procesare. Astăzi, după 4-5 ani de zile, constatăm că lumea a început să facă afaceri artizanale. Am văzut că bariere de netrecut acum 2 ani de zile, când le vorbeam de puncte de sacrificare mobile, nu puteau să priceapă, deja devine realitate. Comun, da? Asta înseamnă că munca noastră începe să-și facă efectul, dar să știe că orice lucru serios nu are șanse de a fi pus în aplicare decât după 3-5 ani de investiție proprie într-un domeniu. Noi am demonstrat până acum treaba asta, că încet încet lumea se schimbă și prin munca noastră aici, pe care o facem benevolă de atâția ani de zile. Mulțumesc mult, Avram. Mulțumesc și noastră celor de acasă. Un an 2019 binecuvântat să aveți și haide să
trecem la treabă și să punem în operă sloganul ăsta al emisiunii Săptămâna Agricolă. Duminica stăm de vorbă, în restul săptămânii prin noi înșine muncim. Prin noi înșine era vorba, sloganul a românilor din toți Balcanii, pe care cei 3 plus 1 mușchetari l-au preluat de la ei. Doar prin noi înșine am putea să reușim. Bun, mulțumesc mult! Vă salut, ne vedem săptămâna viitoare, până atunci cele bune. Nu uitați, diseară ne vedem și de la ora 20 la Cum să faci bani din agricultură. Reluăm această serie, probabil că o să-i schimbăm o leacă numele, așa am căzut de acord cu Avram. V-am făcut peste 100 de ediții Cum să faci bani din agricultură, o să facem o altă serie de 100 sau cât ne ajută Bunul Dumnezeu anul ăsta, dar o leacă pe o paradigmă ușor schimbată și mai a consumatorilor, da. Cele bune, Doamne ajută!